În cursul zilei de ieri, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a semnat contractul de finanțare pentru achiziționarea de microbuze electrice pentru școlile din județul Mehedinți. Pentru că bunăstarea mehedințenilor a ocupat și va ocupa mereu un loc important în ceea ce privește proiectele Consiliului Județean Mehedinți, președintele Aladin Georgescu a semnat în cursul zilei de ieri contractul de finanțare cu Ministerul de Educație pentru achiziționarea de microbuze școlare pentru elevii din județul Mehedinți. Valoarea totală a contractului este de 36 de milioane, din care suma eligibilă este de 30 de milioane, la care se adaugă 5.730.000 TVA, în timp ce 13 milioane este contribuția Consiliului Județean Mehedin. În urmă cu aproximativ 3 luni am încheiat acordul de parteneriat cu 40 de primării din județul nostru în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru achiziționarea de microbuze electrice școlare. Am depus cererea de finanțare, cererea a fost admisă, iar în cursul zilei de ieri am semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației. Valoarea totală a acestui proiect este de 36 de milioane de lei. Cea mai mare parte din sumă este asigurată din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primăriile care au fost eligibile au fost înscrise de către Ministerul Educației în anexa 13. Din cele 42 de primării s-au încheiat acordul de parteneriat cu 40. Noi, cu aceste fonduri, sperăm să reușim să achiziționăm un număr cât mai mare de microbuze electrice, minim 31. Dacă am reușit să achiziționăm 40, ar fi extraordinar, astfel încât în fiecare unitate administrativă teritorială să ajungă câte un astfel de microbuz. Vreau să-mi permiteți să dau citire anexei 13 cu cele 40 de unități administrativ-teritoriale eligibile și le voi citi în ordine alfabetică, urmând ca microbuzele să fie primite de către acestea în funcție de punctajul care a rezultat, punctaj întocmit conform criteriilor stabilite prin ghidul de finanțare. Cele 40 de unități administrativ-teritoriale în ordine alfabetică sunt Baia de Aramă, Bala, Balta, Bălăcița, Bâcleș, Braniștea, Breznița Motru, Butoiești, Căzănești, Corcova, Devesel, Dumbrava, Godeanu, Gogoșu, Grozești, Gruia, Ilovăț, Izverna, Izvorul Bârzii, Jiana, Livezile, Malovăț, Obârșea Cloșani, Obârșea de Câmp, Oprișor, Pădina, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Punghina, Șimian, Șișești, Șovarna, Stângăceaua, Tâmna, Vânători, Vânjuleț, Vânjumare, Vlădaia și Voloiac. Sperăm ca prin achiziția acestor microbuze școlare electrice să asigurăm condiții cât mai bune pentru elevi de acces la școlile din zona lor și în același timp să contribuim la reducerea riscului de abandon școlar. Educația a ocupat mereu un loc fundamental în proiectele din cadrul Consiliului Județean Mehedinți, iar de data aceasta vorbim despre achiziționarea unor autobuze electrice menite să vină atât în sprijinul elevilor, cât și în sprijinul părinților. În ultimii ani, în județul Mehedinți au fost realizate foarte multe proiecte în toate domeniile, acestea fiind menite să crească nivelul de trai al cetățenilor.